Aici, tată, de aici mergi. Da, unii curi, vreau să văd și pe curi. Hai! Cosmin! Am și eu un Cielo. Îl facem tare, rău. Sper ca într-o zi să ajungem și noi ca tine. Doamne ajută, Jonule. Suntem în Lambo Grill, doream popa. Tu văzuși că simți volanul de la Lambo în mână, băi. Știi cum să vedem motorul aici, avea 12 lei. Wow. Luăm Lambo ăsta, trebuie să-i punem un cârlic ca să aibă cum să care supra. Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi mergem să ne întâlnim cu Dorian Popa și cu toate mașinile care o să vină de la Custom Tuning. Mergem să dăm o tură cu GLE-ul Dorian Popa, cu Cheluțu. Sperăm să ne înțelegem bine și hai să-l băgăm pe Dorian Popa în vlog. Să vedem, ne întâlnim cu el, nu ne întâlnim, ci că și fratele Montrei. Toți prietenii noștri de pe YouTube Bulescu. Hai să dăm de ei, să vedem mașinile, să vedem ce-i în centru în Piața Unirii. Cam goală momentan. Da, vedem, trebuie să se strângă aici toată lumea. Popa, Popa. Ia vezi că vine, vine. Vine, eu ce fug tot, eu ce fug tot. Vine, 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 vine. Da, da, el e. Hai, Dorian, încoace. Ia uite, uite, ce aici mă accelerează, Dorian. Mamă, cum faci eu, ce cucrează toți. Hai, băiții. Mamă, ce-i pe aici, frate, îi prinde lume. Trebuie să prindem și noi ceva, o poză cu, cu fratele. Cu Lambo măcar, ia. Și mai fă-mi, te rog. Ia uite-l pe Cheluțu. Mai un băț? Mai un băț? Ia? Am plicat până aici la două. Aici, tată, de aici. Cel mai tare de la Custom Touring. Respect. Salut. Da, unii curi, vreau să văd și pe curi. Cosmin, am și eu un Cielo. Îl facem tare, rău. 2006 trage bine. E pe GPL, trage bine, zic. Cel mai tare ești. Hai să-l căutăm și pe Montrei. Că mă gândesc dacă toată lumea e la Dorian Popa acum, poate e Montrei. Wow. Din cauza culorii ăsteia zice el că e magnet de poliție, înțelegi? Da, corect. Eu. Dacă ar fi fost neagră, sunt. Salut, Matei. Frumoasă, mă, faină. Salut, Montrei. Bă, de frumoasă e frumoasă. N-ai ce să zic. De frumoasă e frumoasă. Și culoarea asta... Na, da, culoarea asta e... Next level. De ce ne-ai adus mașina nouă? Păi e, e. Te și pe vlog aici. Salut, salut. A, da? Da, da, da. Salutare la vlog. Florin, Florin. Salutare la vlog. Mersi frumos. Dacă vreți să vedeți mașina, e mai în capăt acolo, că am fost pe foarte faină, să o stăpâne sănătos. Zici pe vlog de ea. O, Montrei. Ai zis asta. Sigur, sigur. Voiam să zic că a furat o mașină, da. Da, sigur, salut, Matei. A furat o mașină? Da, mașina, gata, mulțumim frumos. Ne-a foarte faină mașina. Da. Ce tare, ce tare. Hai, bă, hai să prindem o poză cu Dorian Popa. Eu făcut cu Montre, îl băgai pe vlog. Hai că-l prindem. Eu stau și aici, frate, la Dorian Popa. Da. Dacă stă el, eu stau. Vreți să strigăm toți? Hai. Hai. Cosmin! Încă o dată, hai. Cosmin! Am și eu un Cielo. M-am uitat pe statisticile videoclipurilor mele și am observat că marea majoritate dintre voi nu sunteți abonați. Așa că puneți chiar acum pauză la acest videoclip și apăsați pe butonul de subscribe. Și dacă sunteți drăguți, lăsați și un like. Mulțumesc! Cât de fain ai. Vă pupăm, Johnule. Sperăm să vedem filmarea asta peste mulți ani și să râdem de ea. Mâine o luăm. Munca, munca, și-o luăm și noi. Vine cu Papoli. Cu Papoli. Dorian, mulțumim pentru tot ce ne vezi pe vlog-uri și sper că într-o zi să ajungem și noi ca tine. Doamne ajută, Jonule. Spune-mi cu multă muncă. Ce filmezi acolo, un vlog? Un vlog pentru canalul meu de YouTube. Care este se numește cum? Florin Săiu. Și ce faci pe canalul tău? E cu tot felul de vloguri. Da, da, da. Eu sunt student în anul întâi și fac... La ce student, fratele meu? La Politehnică, la Inginerie Energetică. Bravo, tată. Deci cred că nu vreau să fiu răutăcios. Încă o dată știți foarte bine cât de mult promovez școala. Da. Chiar mi-ar plăcea să facem un sondaj de opinie. Câți dintre youtuberi au studii superioare? Would be a great challenge, I think. Accepted. Respect, frate, și la cât mai mult content fresh. Doamne ajută. Doamne ajută. Bun. Bine, brother. Cât ți-o subscribe? Ai cam atât. 600. Un cât? Un an? Un an? Sunt de treabă. O să facă pop. Înțeleg. Da. Și încearcă mașini, chestii. Ador. Respect. Ești aici, fă un vlog cu mașina. N-am nicio problemă. Respect, om. Continuă, îți filmează până înăuntru. Pas cu atât, când vrei să le faci reclamă, limonada, poți să te uiți la ea și... Wow. Poți să deschii puțin ușa, te rog? Wow, mersi. Ai grijă frumos, poartă-te frumos.
Hai și stați acolo. Mai zici pe mine Cosmin. Da, da, wow. Filmează-te când wow. Zici, băi, nu m-am prins. Wow. Nu ești primul. Nu ești cel 10-lea nu ești care face asta. Wow. Wow, suntem în Lamborghini, îmi doream popa. Doamne ajută. Poliția. Băi, genial, mulțumim Dorian. Respect. Wow. Piano Black. Wow. Genial, Doamne ajută să luăm și noi așa când, ceva cândva. Ne-a emoționat Dorian Popa foarte mult. Ce tare, foarte tare. Simțind lambul în mână. Băi, Irean. Wow. Florine. Genial. Wow. Îi dăm ok acum pe vlog cu băieții? Hai, Lambo pentru toți abonații din Novaș, pentru toată lumea. Wow. Foarte tare, mulțumim Dorian. Cheluțul aici frumos, tot ce trebuie. Ce tare. Cât de tare. Wow. N-am înțeles. Respect domnul Dorian. Ai grijă la limonada aia dacă mi-o răstori te mănânc. Detailing full, dai camera. Wow. Mulțumesc mult de tot. Seara faină, George. Seara faină, pa. Dorian. Am 2-3 prieteni care... Bă, nu cred. Mișto, hai. Mamă. Bă, tu realizezi. Wow. Bă, ce ne-a făcut omul. Nu vine să cred. Uite cum tremur. Ia, filmează-mă un pic. Bă, nu mai pot. Cum tremur. Nu mai pot film. Tremur tot. Wow. Wow, ce-am făcut omul. Mă lăsă să urc în mașina lui. Bă, ireal. Ce om. Mulțumim, Doamne, pentru așa ceva. Asemenea oameni. Uai, bă, cum să te lase, mă, Dorian, să te urci în mașina lui. El face poze lângă și noi. Hai, urcă-te puțin în mașină, filmează acolo, okay. Simte-te bine. Dă-i bine, nu chiar, dă-i ok. Da. Bă, tu-ți dai seama, omul ne ajută să ajungem mai aproape. Tu văzuși că simți volanul de la Lambo în mână, bă. Volanul făcut de custom tuning și cu Cosmin lângă. Îl deschisă ușa. Bă, e real. Bă, nu puteți să deschid ușa, voi vă surați că nu știu uși. Nu știa să deschid ușa la Lambo. O să ne uităm la filmarea asta peste mulți ani și o să ne aducem aminte ce ne-a făcut Dorian Popa. Câtă blândețe, câtă bunătate. Bă, e real, mă, cum să lasă să te urci mașina lui, mă? Bă, e real, ce tare. Stai că încă sunt în șoc, bă, tu-ți dai seama. Și că du-te, mă, urcă-te. Bă, respect. După un an de zile, îți dai seama cum o să ajungem după 5, 10, 15. Asta e prima întâlnire cu Dorian. O să fie mai multe, sunt sigur că o să ne mai vedem. Începem să ne cunoaștem, o să venim la Domnești. Au, bă, ce face omul ăsta? Cum o să te lase? Tu-ți dai seama că-i pus în fața unui copil, îi dă un vis în față, ci că, ia, pune-și tu mâna pe el, simte-te ca acasă, să te obișnuiești cu el, știi? Ca să poți să-l ieși tu mai târziu. Bă, wow, sunt în stare de șoc, efectiv, nu mai pot. Mamă. Nu mai pot, nu că n-am piele de găină, cum face el, dar... Wow, ce tare, ce om, bă. Wow, mulțumim încă o dată, Dumnezeu. Ce mare ești, Dumnezeule, wow. Nu mai pot, mă luară toate transpirațiile, efectiv, când mă urcai în mașina, Dorian Popa acolo. Cea mai tare întâmplare. Eu acum 2 zile am visat că mă plimb cu GLE-ul cu Dorian Popa și că el e la volan. Și acum mă lăsat să mă urc în Lambo-ul lui. Mai fac. Ia-o pe asta, John-ule. Voi ați pus mâna pe Lambo? Eu am pus, vă pup. Venim cu mâna asta până la Novaș, să dăm prin Novaș. Nu te mai speli pe mâna aia, gata. Nu mai speli pe mâna asta, gata. Tu o săptămâni așa rămâi. Îmi plac farurile. Dar aici ar fi de ceva mai agresiv un pic. A cui e? Al Ovidiu Pop, prietenul nostru. Wow, ce tare. Pe Ovidiu nu l-am văzut încă, dar poate o să-l vedem și pe el. Oricum. Bă, n-ai ce să zici de mașinile astea, mă. Ce să comentăm, mă, despre astea? Când ce să pui, să compari cu Cielo, cu ce să compari? N-ai. Astea sunt alt nivel. Dar și Cielo trage la banii ei. Ia uite, S3. Wow. Bă, ăsta da în spate. Ăsta e cel mai fain. 10. Ăsta îmi place cel mai mult. Lamborghini. Bă, aici ce să mai? Lamborghini. N-are cârlig, dar trebuie să-i punem un cârlig. Deci, când luăm Lambo ăsta, trebuie să-i punem un cârlig ca să aibă cum să care supra. Ce avem aici? Un BMW. Dublă evacuare. Da, tată, e ce trebuie, bă, ce frumos arată. Frumos, dar nu știu, e prea mare ăsta, parcă. Nu m-aș vedea într-un ăsta, mai degrabă într-un Lambo. Dar ăsta ce e? Nu știu ce e, Nissan? E un Nissan, nu e ca Skyline, ca lui. Ba da, doar că e el nou.
Skyline nu? Du-te mă de aici. Bă, ce fain e. Da, dar parcă e mai emblematică la vechi, nu? Nu știu, încă nu ne-am decis ce să luăm între o Toyota Supra și un Nissan Skyline. Cred că Toyota Supra e Toyota Supra. Da, din ăsta am mai văzut. Nu mă dă chiar așa mult pe spate. Dar uite următorul M2 la noi, prietenul nostru Teodor, pe care îl salutăm dacă se uită la noi, inovaci. Felicitări pentru M2-ul tău. Și ăsta e frumos. N-ai ce să zici, M2-ul e frumos și el? Bă, ăsta da. Dar nu-mi place, știi ce nu-mi place? Mie nu-mi place fața. Ce mai aici, un Porsche? Un Porsche... Ce ăsta e? Taycan? 911? Cam pe acolo, da. Ha? 911. Taycan 911, ceva de genul. Canal. Fără Taycan, mă. Nu știu ce e, mă. 911, Porsche 911, ceva. Oricum, foarte frumos. Senzațional. Și Lambo ăla galben. Știi cum se vede motorul aici? Avea 12 lei. Wow! S-a văzut de 12 lei, frate. Și acuie? A, nu, Ovidiu Pop, pe care îl urmărim pe YouTube și suntem abonatul lui. Wow, nu atingem, dar senzație mă arată. Mașina asta arată genial. Lamborghini Lambo. Dar îmi place mai mult culoarea asta, verdele ăsta. Deci verdele ăsta e Giugiuc. Giugiuc, știi cum? Punem colan la Cielo, știi atent. Ce ziceți? Să votați în comentarii, să punem colan la Cielo. Verde. Da. 2 ore mai târziu, Dorian încă e la poze. Da, bă, 2 ore mai târziu, Dorian chiar încă e la poze. Ce om, bă, ce om. Dar ne-a lăsat să ne urcăm în mașina lui. Wow. Wow. Cum se simte volanul ăla, bă. Și cum să stai, mă, în dreapta acolo, de unde filmează, îl filmează Cori când se duce la baza, la, era să zic la baza 2 de la Cupa Poli, când se duce la recuperare la FCSB. Stă Cori acolo, îl filmează și acolo stă tu eu și făcui vlog. Bă, ce tare, mulțumim, Dorian, respect. Mai cu Nane și cu Uzi și ți-ai... Mai cu Nane și cu Uzi și... Dragilor, în sfârșit ne-am întâlnit și noi cu Dorian Popa, îi mulțumim că ne-a dat ocazia să ne urcăm în mașina lui, i-am simțit volanul în mână, m-am simțit, wow, ce trăire am avut, nu mai puteam să vorbesc. M-au luat transpirațiile, emoțiile tot, senzaționale, îi mulțumim încă o dată, mulțumim lui Dorian, mulțumim băieților care au venit aici și la Custom Tuning, senzațional evenimentul acesta, mulțumim lui Dumnezeu că e atât de mare și ne face pe plac, ne aduce zâmbetul pe buze în fiecare zi, chiar dacă se întâmplă și rele și bune, uite acum s-a întâmplat una foarte bună, nu mai am cuvinte, nu mai știu ce să zic, senzațional așa ceva, Luci dansează acolo lângă. Wow, wow, cât de frumos, cât de frumos. Asta înseamnă Timișoara, asta înseamnă un oraș mare. Sunt foarte mândru că suntem aici, că suntem studenți, că suntem... Ați auzit? Trebuie să învățăm să ne vedem de treabă și o să ajungem și noi acolo. Odată face poc, așa a zis. Doamne ajută, știe Dorian ce știe. Senzațional încă o dată omul ăsta. Sunt mândru că avem așa ceva în România. O să ne mândrim toată viața. Wow. Doamne ajută, abia aștept să ne întâlnim cu Dorian peste câțiva ani și să ne aducem aminte de momentul ăsta de acum. Să nu uitați să dați follow pe Instagram la Zorile Cătă, la Lucian Săiu, la Florin Săiu. Eu am fost Florin, gazda voastră și ca de fiecare dată să nu uitați să iubiți tot ce aveți în jur. Pa! Îmi simt evoluția și vreau mai mult. Sunt tot mai crud, nu m-am pierdut. Dacă am știut ce am de făcut, astea scomori le-am desfăcut. Tot a trecut, n-am ignorat. Nu am uitat, nu-mi permit să o fac. Nu-mi permit să cad, am clătit să trag. Măcar acum când trecut am ratat.